Doamne ajută, am necitit un libelu pentru că o pagină pe care, pe care am scris-o înainte și laptopul de gara are 3 butoane sau 2 butoane defecte. Am fost unul cu tastatura cu fir și mai bine decât să obosez în direcția în care îmi mai bine citesc. Cum este 9 dimineața de Crăciun 2020? Ca mai înainte aș vrea să, cel puțin eu singur, să fac o rugăciune pentru președintele Republicii noastre. Și dat fiind faptul că m-am rugat, vreau să o las pe învățătură. Știți cum e? Noi pe internet am uitat un lucru care făceam în lume. În lume, când te bazoculea cineva sau făcea rău, tăceai, miliceai și te rugai. Și Doamne, ajută-mă, știi inima mea. Pe când aici pe internet am învățat să ne sară țandăra, să ne supărăm, să ne argumentăm, să folosim logica pentru niște minute. De aceea vreau să vă spun că mult mai mult face decât să treceți cu cineva efectiv online, oriunde, sau să răspunzi în momentul când ești îngăsit și nu pulit. Mai bine să zici, Doamne, sau Doamne ajută-ne dacă te referi la o anumită colectivitate de oameni. Nu mai bine. E atunci, abia atunci, în lucră și înainte. Înainte e mai greu. Nu știu, mă zic ajută oricum dacă faci bine. Poate și dacă greșești, te ajută. Vreau să te trezească. Când te rog la Dumnezeu, e cel mai scump moment. Atunci ai mai ceva decât în momentul în care Dumnezeu există, în momentul când Dumnezeu te ascultă la Dumnezeu, te ajută. Mă bun. Amin. Mai Tatălui și Fiului sunt în Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că și noi, ca greco-catolici, putem să zicem foarte bine. Și chiar am văzut că și spune Duh. Ca să nu mai zică unii și alții că ne ținem mare. Se numește 9 dimineața de Crăciun 2020. Sunt două cazuri aici, 1 și 2. Unul are adăugire, după ce am notat pasajul din Biblie, un text teologic, și al doilea e un text halachic, de lege evreiască. Deci, 1. Fapte, capitolul 26, versetul 27, capitolul 25 în 3, și capitolul 26, de la 1 la 3. Deci, sunt parte din judecata lui Pavel. Am să zic al lui David. Toată lumea știe cine e Pavel, cum ai cunoscut scriitor din lume. Dacă, deci, am notat cu cifra arabă unul. Dacă Porcius Festus a putut judeca cazul lui Pavel, e inutil, și sine și Pavel, să-l obosim pe Cezarul cu două semne de exclamare. 2. A mare. Moses Rosen, cuvântare, pagina 142, din cartea Primei din Încercări Miracole, nu e o cuvântare cum o să încățe învățături biblice și luminatorei, ci o cuvântare redată pe anumite pagini pe care l-au avut-o el în niște comune. Și acolo citează pe o anumită boieră moldoveană, Tomazi, sau nu știu cum o chema, că se referă la atitudinea românilor, că
au pus-o să o mărească pe cumnata lui, pentru că vreau să plece în Israel. Deci, marea boieră, zice, ce stupidă ignoranță, referindu-se la poporul român. Acum, eu scriu poezie națională, dar nu sunt naționalist. Vreau să vă spun că, totuși, în fine, n-ar vreau să spun nimic, am scris. Îi spuneam lui Moses Rosen, la punctul A mare. De ce vorbește așa de partidul cu P mare, așa a fost, pe vremea aia, în paranteză, conducerea unui popor care te-a salvat pe pământ, este cu pânic, în paranteză, viața, și te-a ocrotit mai mult decât pe proprii cetățeni. Și da, Israel a fost făcută în ghilimele, de America la cererea masoneriei. Și punctul B, pentru asta este, dacă punctul A este drept politic, punctul B este drept halachic. A unui om care a citit din toată Biblia, care dacă nu a citit toată Biblia. Iisus Hristos e doar un vers. Așa. Iisus Hristos face monoteismul să funcționeze. Amen și un mai îndată. De la Zidanca citire. Da. Hai noroc. Sănătate. Mâine să uităm de toate. Amin.